Am venit la acest date cu alte gânduri. Sincer, mă așteptam ca măcar aici, când ieșim, să luăm o masă, să vorbim, să discutăm, Radu să se comporte altfel, dar din păcate are același comportament cum îl are dintotdeauna. Tot mă acuză, tot mă atacă. Sincer, chiar îmi doresc ca ăsta să fie ultimul lui date și să am ocazia să merg la date-uri cu altcineva care să merite și de care să-mi placă, pentru că el pentru mine este un coșmar, nu este o plăcere să stau la aceeași masă cu el. A început din nou să mă atace cu relația mea pe care eu o am cu Nicolas, nu relație, cunoaștere, să-mi spună că sunt falsă, că mă folosesc de el, că fac strategii, ceea ce nu este nimic adevărat și el știe foarte bine treaba asta, dar nu înțeleg de ce tot atacă și tot spune lucrurile astea. Același lucru pot să-l spun și eu despre el și Adelina cu relația lor, deși el spune că este cel mai real și ei sunt foarte reali, nu cred nimic din ce spun, sunt falși și își fac doar jocuri și teme, nimic altceva. Radu a început să fie din ce în ce mai ofuscat pe Mădălin, pentru că acesta încearcă să ia fața și el îmi spune mie să nu-i mai dau atenție, să nu-i mai dau apă la moară lui Mădălin și să-i dau într-un fel sau altul, spune lucrurile astea ca să-i dau lui atenție și să vorbesc cu el și nu cu Mădălin, pentru că el este deranjat că Mădălin îi acaparează ecranul și îi este frică de el, că în curând s-ar putea să ia locul și asta e cea mai mare frica lui, că pierde ecranul pe care îl iubește atât de mult. A venit Georgiana din start, a început să mă acuze, nu m-a lăsat nicio secundă, nu m-a sfiit deloc, m-a luat și m-a atacat din start cu relația mea cu Adelina, cu ce am făcut cu ea, că îmi bat joc de ea, că o neglijez, că o înjosesc, că, na, nu mai vrăjel. Dar după aia am început și eu să, na, e normal, să încep să-i scot toate defectele în evidență, că până la urmă a venit în casă, a fost o simplă fată care nu se băga în subiecte, era mai liniștită, era mai la locul ei. Dintr-o dată, după plecarea prietenei ei, cu care a stat foarte mult timp împreună, a început să fie cu totul altă Georgiana, să fie mai vocală, dar în același timp deranjantă, să vină doar cu aberații la adresa mea, cum că, mamă, ce te-ai jucat tu cu Daniela, ce te joci tu cu toate fetele. Dar până la urmă eu cu Daniela am avut o simplă joacă, a fost o bătaie simplă cu perne care nu a dus nicăieri. Au venit toți concurenții din casă și au exagerat că eu, mamă, ce ai făcut, Radule, că te-ai dus, te-ai dat cu pernele, ai înjosit-o pe fată, te-ai folosit de ea. Dar până la urmă eu am venit în casă și am spus clar că n-am nicio treabă cu Daniela, suntem doar prieteni. Mai nou, acum a venit cu o idee inventată, nu știu de unde a auzit așa ceva, cum că eu cu Nicolas am fi vrut să ne vedem în afară, ceea ce este exclus. Adică din moment ce noi vorbim în emisiune, suntem în cunoaștere, ne mai certăm, din păcate, dar totuși suntem într-o cunoaștere, dar asta nu înseamnă că eu vreodată o să mă văd cu el în afară. Tot ce a spus el a fost o invenție, nu există acele mesaje. El le-a spus aici ca să din nou să mă atace pe mine, să-mi facă rău. Mesajele alea nu și-au niciun rost, pentru că nu există. Nu înțeleg de ce a venit să le aducă aici și să-l acuze pe Nicolas și pe mine, care niciodată nu ar fi făcut așa. Probabil că el ar fi vrut să facă lucrurile astea, să întâlnească în afară cu Adelina și ce își dorește el, acuză pe alții. Cu Daniela, până la urmă, am avut o simplă joacă cu perne, nu a degenerat deloc. Dacă voiam într-adevăr să-mi bat joc de Adelina, puteam să o pup, pentru că a fost un moment în care am ținut-o așa pe Daniela și chiar și ea a spus că dacă voiam într-adevăr o pupam și puteam să dau curs la niște discuții care nu și-aveau rostul doar pentru televizor. De bineînțeles, cum sunt acuzat în multe cazuri și de multe persoane că fac totul doar pentru televizor, dar dacă vreau să fac chestia asta, până la urmă, puteam să o fac, că sunt destul de capabil să mă joc cu oamenii. N-am vrut să fac chestia asta, bineînțeles, se presează subiectul ăsta cu Daniela, mai nou, după ce au plecat alte fete, i-a luat Georgiana locul, dar până la urmă Georgiana se vede clar că este falsă în cunoașterea, așa zisă, cu Nicolas, pentru că ea cu Nicolas n-a avut nicio treabă, el era fixat pe Gianina, că era materialul lui, nici de cum o persoană dragă, iar acum a luat-o pe Georgiana, pentru că Georgiana, mai nou, dă curs la absolut orice, chiar și la Mădălin, care a spus ea că nu-l suportă și știe ce caută Mădălin, caută doar ceartă, râcă, îmbrâligări, dar ea, până la urmă, vorbește cu absolut oricine și își urmărește interesul doar pentru a apărea pe ecran, pentru că de multe ori când am avut certuri cu Adelina, s-a plâns că ea nu este pe ecran, că vreau și eu să vorbesc, ridica mâinile, zice că era la școală, vreau și eu să vorbesc, dar până la urmă eu aveam ceva de lămurit cu fata aia și e normal, pentru că trebuie să lămurim chestiile și discuțiile în casă, pentru că se țin în casă, stăm 12 ore în casă, nici de cum în exterior, cum face ea cu Nicușor, pentru că din ce am auzit vor să se vadă. Sau e supărată că nu a fost cu fetele în bazar să se întâlnească, pentru că avea în cap să se vadă cu Nicușor, avea în cap să se ducă la hotel să
între sine, probabil relații intime sau probabil la un restaurant, nu știu, nu vreau să vorbesc în locul ei. Sunt chestii pe care le-am auzit, sunt chestii pe care le-am primit. Bineînțeles, am fost presat să aduc poze, să aduc dovezi, dar eu nu-s genul să aduc niciodată o dovadă clară, să vorbesc de ce vrei să faci tu, de ce faci tu. Na, pur și simplu. Tot ce a vorbit Radu legat de mesaje, acele mesaje pe care Nicolas mi le-ar fi trimit mie, crezi că este doar o strategie între el și Radu, pentru că ei își fac strategii împreună și jocuri împreună. Nicolas, nu neapărat, neavând așa multe idei, Radu îl învață destul de multe chestii și probabil că i-a spus chestia asta inventată ca să vină și să mi-o spună mie și prin asta să-și facă alte subiecte, atât Nicolas cât și Radu, pentru că dacă nu-l ajută, el nu poate să formeze, să facă subiecte și prin asta să se ia de mine și din nou să spună săptămâna viitoare Nicolas că el m-a ajutat să fiu favorită datorită lui. Am fost favorită. Probabil că asta își dorește și crede că Radu va ajuta făcând lucrurile astea. Ce mă mai deranjează este faptul cu Adelina, că îi se impun prea multe chestii și Georgiana mai nou începe și vorbește cu ea și îi dă sfaturi să nu mai fie cu mine, pentru că na, eu îmi bat joc și pe mine mă deranjează chestiile astea de la orice om. Cred că Radu se folosește de relația lui cu Adelina să apară mai mult pe ecran, pentru că asta îl ajută. Dacă el ar fi fost singur și nu s-ar fi legat de nicio fată cu care să aibă o relație de formă reală, cum vrea el, reală, după cum spune el, asta nu l-ar fi ajutat atât de mult să iasă în evidență, nu l-ar fi ajutat atât de mult să aibă subiecte, să se poate băga în seamă, pentru că lumea îl atacă, pentru că lumea nu-l crede și el asta și-și dorește, să nu fie crezut și să fie atacat în continuu cu relația lui. Deci pentru el e un mare avantaj această relație, pentru că apare tot timpul pe ecran și își face tot timpul subiecte, tot timpul cineva e nemulțumit de relația lui și pentru el e un mare avantaj. Georgiana din mai nou am văzut că a început să-i dea sfaturi Adelinei să nu mai fie cu mine, că îmi bat joc de oameni, că eu nu vreau nimic serios, că goana după cecuri e mare la mine, că eu sunt doar pentru cecuri, nici de cum pentru iubire, dar până la urmă pentru mine primează iubirea, pentru că eu n-am știut aici că o să fiu atât de iubit de publicul de acasă și am venit doar să-mi găsesc dragostea. Chestie pe care a născocit o grămadă de discuții în casă, că eu am venit aici doar pentru cecuri, că eu am un număr clar de cecuri pentru a pleca acasă, dar eu niciodată, chiar dacă o să iau, chiar dacă nu o să mai iau, dar până la urmă lumea o să mă iubească în continuare, dar chiar dacă nu o mai face, eu o să rămân tot pentru dragoste, că pentru asta am venit până la urmă. Sinceră să fiu, cred că Radu o place câtuși de cât pe Daniela, pentru că dacă nu i-ar fi plăcut deloc de ea, nu ar fi făcut toate jocurile, nu s-ar fi jucat cu ea, nu ar fi băgat-o în seamă doar pentru materiale. Cred că acolo un pic de adevăr este. Sincer, chiar o place. Puțin, dar o place. Pentru că nu îți faci jocuri și nu te bagi în seamă cu persoane pe care tu nu le place absolut deloc. Fetele, până la urmă, vor să o dea la o parte pe Adelina pentru că nu cred în mine, s-au împrietenit cu ea și probabil sunt deranjate de faptul că eu vorbesc cel mai mult în casă și probabil că sunt și genul de om supărăcios. Iar dacă sunt supărăcios, mi se pare normal să discut chestiile astea în casă. Și da, într-adevăr, au avut multe, multe ocazii și multe oportunități să mă dea la o parte și au încercat de multe ori să facă toate strategiile posibile și imposibile să nu mai apar eu pe ecran. Au început să se certe între ele, să fie atât de false și atât de vizibile, se certe între ele doar pentru a nu mai apărea eu pe ecran, a nu mai fi votat și să nu mai câștig eu, pentru că s-au săturat probabil să câștig doar eu, dar până la urmă eu n-am ce să le fac, până la urmă lumea ține cu mine și au empatizat cu mine încă din sezonul 3 și până la urmă am mai mulți decât de obicei. Acum că Gianina a plecat, eu sunt convinsă că Nicolas nu o să lupte pentru alte femei, o să lupte pentru mine. Pentru că asta a vrut de la început, dar pe el l-a ajutat și faptul că Gianina era aici, că îți făcea mai multe subiecte și avea mai multe idei și ne ataca când pe mine, când pe ea, să spunem că suntem geloase, că nu știu ce. Acum cred că se va îndrepta spre o singură persoană și cred că voi fi eu. Fetele, până la urmă, probabil au o strategie, nu știu, și Daniela și cred că și Georgiana, dacă nu mă înșel, de multe ori a avut mici apropieri față de mine, chiar și în mașină când am mers amândoi. A încercat să se bage în seamă cu mine, să o pună o mână pe mine, tot așa cum venea și ele. Probabil mă plac și vor să fie pentru mine, probabil vor să se agațe de spatele meu ca să fie și ele favorite și din cauza asta vor să o ia pe Adelina de lângă mine, să încerce ele cu mine ca să iasă și ele în evidență, dar până la urmă eu n-am venit aici să car persoane, chiar dacă ele mă plac, eu n-am să le dau curs pentru că până la urmă nu-mi plac, pentru mine sunt niște fete fără demnitate, sunt niște fete josnice cu tot respectul meu, dar un om care vrea să se folosească de alt om este josnic pentru mine și chiar dacă mă plac ele și fac ele gelozii și vrăjeli și îmbârligări doar ca să mă despart de Adelina, eu nu să le dau curs niciodată. Cred că Adelina este într-adevăr geloasă pe Daniela, pentru că ea crede că aceasta îl place pe Radu și Radu o place pe ea și este teamă că cât de curând poate să îi lea pe Radu când dorește ea.
Și asta o deranjează, pentru că o să-l piardă pe Radu. Nu o să mai aibă cu cine vorbi, nu o să aibă cum să mai apară pe ecran. Până la urmă, Adelina a avut mai multe ieșiri de gelozie în fața mea și ea știe foarte bine că mie îmi plac persoanele geloase, pentru că dacă n-ai fi geloasă, nu ai arăta că îți pasă. Dar de foarte multe ori am văzut că gelozia asta este un pic dusă la extrem și că exagerează. De foarte multe ori nu și-a arătat ceea ce simte. În momentul în care a început să plângă, după ce m-am dus la ea, în două minute a început să râdă. Iar pentru mine chestiile astea nu mi se par deloc reale. Eu aș vrea să arate fix ceea ce simte, pentru că dacă nu mi-arăți ce simți și te simt un pic doar pentru show, plânsetele astea mi se par doar pentru show, pentru mine nu naște niciun interes și vreau să văd din partea ei seriozitate, vreau să văd din partea ei implicare, pentru că eu nu pot să am de multe ori o discuție serioasă cu ea, că începe și râde. Și pe mine chestiile astea mă stresează la ea, chiar și când plângi, deci tu plângi, eu vin la tine să te împac și pe tine te bufnește râsul. Iar după aia oamenii sar pe mine, spun oamenii că sunt eu ăla rău, când tu nu arăți nimic, iar oamenii empatizează cu tine cei din casă. Pentru că e normal să empatizeze cu tine, pentru că oamenii mereu au fost contra mea și m-au obișnuit cu asta. Dar vreau să văd din partea ei mai multă seriozitate, vreau să văd gelozia adevărată și vreau să-și arate sentimentele când este deranjată. Nu să se ascundă, să iasă afară și după aceea să spună: a, sunt deranjată, a, sunt supărată. Vreau să văd eu în casă ceea ce simte ea. Cred că Adelina, la început, de când a venit în această casă, a pus ochii pe Radu, pentru că știa că el este cel mai vocal, îl știa din sezonul trecut și pentru ea a ajutat-o foarte mult chestia asta, să se ridice, să-și facă materiale, fiind la început, bineînțeles că era greu să facă lucrul ăsta și s-a agățat într-un fel sau altul de el. Pe parcurs, nu zic că nu a început să-i placă, dar cred că apropierea ei de Radu a fost cu un alt scop, acelea de a-și face materiale și de a apărea împreună pe ecran, de a fi doar ei doi, de a crește în ochii oamenilor de acasă, de a ajunge cât mai sus. Daniela de foarte multe ori a spus că face lucrurile astea doar pentru orgoliul ei, că este mereu acuzată și de multe ori a avut răspunsul: da, îmi place de el, da, mă joc cu el, da, o să mă joc cu el. Din ce am înțeles, au avut și discuții în afara casei, cum că Daniela o provocat pe Adelina și a spus că nu o să mă lase în pace, dar în același timp consider că îi și place de mine și că ar vrea ceva cu mine, pentru că dacă nu ar fi avut sau nu i-ar fi plăcut de mine, ar fi putut să se joace și cu Mădălin, ar fi putut să se joace și cu Duțu, care erau deschiși la chestiile astea. Nu știu acum ce urmește, probabil urmărește și ea să se agațe pe spatele meu, să iasă în evidență, cum a și ieșit de multe ori în evidență și a avut foarte multe conflicte datorită jocului ăsta, între ghilimele, al nostru. Eu zic că e jumate-jumate. Îi și place, dar se și complace în situație, pentru că, sincer să fiu, mi se pare și ea un pic falsă și că a venit doar pentru emisiune. De multe ori a plusat pe discuțiile astea și în loc să mă acopere pe mine, ea a început să dea și ea în mine și să mă atace indirect prin Adelina. Adelina, când a intrat în casă, era destul de ok, dar de la un timp, de când a început să aibă o relație cu Radu, a devenit din ce în ce mai... nu știu cum să o numesc, nesuferită, nu știu, dar nu mai e ea, tot timpul vorbește doar despre el, ce îi spune Radu să facă, cum să facă, ce își povestesc, da, deci e schimbată, în rău, nu în bine. În bine pentru ea, dar în rău pentru alții, că nu mai e reală cum părea la începutul emisiunii. Sincer să fiu, dacă Adelina nu și-ar schimba un pic comportamentul și n-aș vedea în ea ceea ce caut eu și nu s-ar schimba un pic radical dintr-o copilă într-o fată serioasă cum caut eu, că mi se pare normal. Într-o situație de râs trebuie să râzi, într-o situație serioasă trebuie să fii serioasă. Dacă nu s-ar schimba și Daniela probabil ar vrea să lupte pentru mine, sincer să fiu, aș încerca, dar doar în momentul în care aș fi sigur pe Adelina că nu mai merge. Dacă văd că nu merge cu Adelina și văd schimbări mici, dar sigure cu Adelina, nu i-aș da nicio șansă, dar dacă nu văd chestiile astea și continuă cu comportamentul ăsta de copil, îi dau șansă să fie sau să mă cunoască, nu să fie cu mine neapărat. Pentru că nu știu până la urmă dacă mă înțeleg bine cu ea sau dacă e pentru mine sau nu. În momentul în care am intrat în casă, Adelina a fost una dintre persoanele cu care eu chiar m-am înțeles bine. Comportamentul meu față de ea s-a schimbat pe parcurs. Din momentul în care ea a început să vorbească cu Radu, să vorbească doar despre el, totul se învârtea în jurul lui, povestea în continuu despre ce face, ce... nu știu, totul era despre Radu și eu, sinceră, m-am depărtat de ea pentru că m-am săturat să aud acasă Radu, la emisiune Radu, peste tot Radu. Du-te cu Radu tot de aici și vorbești în altă parte cu el. Ăsta a fost singurul motiv pentru care m-am îndepărtat de Adelina. Am avut o ceartă mai aprinsă cu Nicușor, până la urmă mi se acumulează mai multe în decursul competiției. N-am fost lăsat să vorbesc, am vrut să lămuresc o treabă cu Adelina, am vrut să
ajung la un numitor comun, pentru că până la urmă trebuie să rezolv toate discuțiile și certurile în casă, mi se pare normal. Iar Nicușor în spate a început să aplaude, începuse să vorbească peste mine, l-am rugat odată, băi Nicușor, taci, lasă-mă să-mi discut subiectul, că vreau până la urmă să mă împac cu fata asta sau să o termin de tot cu ea. Nu mă lăsa, în continuare o pupa în fund pe Adelina și începea să țipe, să țipe, să țipe. Până la urmă am cedat și eu că sunt om. N-a fost frumos ce am făcut, dar în momentul în care n-ai pic de respect, am înțeles, dacă vrei să te bași peste un subiect, vrei să-ți dai cu părerea, nu m-ar deranja nicio secundă, dar în momentul în care nu mă lași să discut și doar ții pe fundal ca un papagal și un papițoi ce ești și, na, e normal să am și o reacție. L-am rugat odată, l-am rugat de două ori, l-am rugat de trei ori. Până la urmă am avut un gest puțin deplasat prin a jigni și prin a sări la gâtul lui, dar până la urmă nu am ajuns să dau în el, nu o să ajung să dau satisfacție, că și el a spus de multe ori că vrea să mă vadă în afară, iar în casă vine și spune, a nu, eu vreau să lucru cei mai puternici, mi se pare normal să mă lase, să-mi duc subiectul la capăt, dacă vrea să intervine bine, dacă nu, nu te juca cu nervii mei, pentru că nu o să-ți permit niciodată să te joci cu nervii mei și nu o să permit nimănui să joace cu nervii mei, vreau până la urmă să-mi lămuresc problemele, că de-aia am venit aici să arăt și partea bună și partea rea a laturii mele și e normal să mă împac cu fata de care îmi place. Cred că într-un fel sau altul Radu se folosește de Adelina pentru a afla informații din casa fetelor, pentru că sunt convins că orice ar întreba o Radu, ea nu ar spune nu, deși ea spune că nu este așa, dar eu sunt convinsă că Radu poate afla orice informație dorește de la Adelina legat de fete, despre orice fată, pentru că ea îi spune tot, ca să nu-l supere, îi spune tot. Până la urmă, Mădălina are un singur scop în casa asta, ăla de a-mi lua locul. N-a venit aici să-și facă relații, s-a văzut de multe ori că a încercat să cunoască între ghilimele, dar de fiecare dată le găsea cât un defect la fiecare fată, cum a fost și Simona, cum au fost multe, sunt multe exemple care s-au întâmplat. Dar, sincer să fiu, nu pot să-mi iei locul doar prin cerșeală. Că el s-a pus în genunchi într-o zi și se ruga la cameră să voteze de la alți concurenți, să-l voteze pe el doar pentru a-mi lua locul. El încearcă doar să mă provoace prin Adelina, nu are niciun sentiment sau vreun resentiment față de Adelina, încearcă să o pună jos, dar în același timp să o și enerveze pe ea ca să ducă la descalificarea mea, pentru că el știe că dacă te apropii de cei dragi mie, o să am o reacție, dar până la urmă eu nu o să-i dau niciodată satisfacție de a da în el sau de a mă descalifica, doar pentru simplu fapt că vrea el să câștige. Dacă ești puternic, până la urmă arată-ți forțele prin inteligența ta, nu prin instigări și provocări, pentru că asta arată și denotă că ești doar un om slab. Nu o să ajungi să-mi iei locul niciodată prin comportamentul ăsta și ești de joasă speță în momentul în care recurgi la gesturi de care n-ai fi nici tu mândru și cred că n-ar fi mândru nici măcar omul care te iubește pe tine cel mai mult, sincer să fiu. Dar cel mai bine și îți dau cel mai bun sfat, oprește din a face chestiile astea doar pentru televizor și oprește din a încerca să-mi iei locul. Dacă vrei să-mi iei locul, trebuie să fii real, în primul rând, nici de cum pentru show, pentru că oamenii nu apreciază omul doar pentru convenție. Știi cum e vorba aia, realii recunosc realii. În momentul în care Roxana a intrat în casă, din ce am înțeles, Codruț a fost înștiințat, cum că ar fi primit un mesaj de la cineva necunoscut, nu știu, un băiat Andrei sau ceva de genul ăsta, să aibă grijă de ea. Iar din ce am înțeles eu și din ce văd în casă, am văzut că a început să se apropie foarte mult de Mădălin și să-i dea curs la absolut toate aberațiile pe care le spune el și consider că chestia asta se cam pupă, mesajele cu Codruț, iar cursul ăsta cu Mădălin, pentru că ea a spus de multe ori că nu îl place pe Mădălin și nu ar vrea să aibă nicio apropiere față de el, iar din ce se vede, se pare că îi cam dă curs în absolut tot ce face și că urmărește și ea doar materialele, pentru că e normal, femeia venit aici să-și creeze o faimă, între ghilimele, din ce am văzut este un pic actiată după faimă și se iasă în evidență de multe ori. Na, probabil urmărește și ea același scop, de a mă înlătura pe mine, dacă vorbește cu Mădălin, e clar. Mădălin de ce mai multe ori are discuții în afara casei, deși el nu și-a asumat niciodată. Și probabil au căzut de comun acord să își facă jocurile împreună, să-și dea cursul unul altuia, să fie cât mai mult pe cadru, să acapareze tot cadrul, ca să nu mai iese în evidență și să mă scoată din schemă, între ghilimele, și să iasă ei în față. Ca asta urmăresc amândoi, să fie în față. La finalul întâlnirii noastre, Radu a venit cu o idee minunată de a ne juca un joc cu un bănuț. Eu să ghicesc în ce mână are el bănuțul. Din păcate, pentru el am ghicit de 4 ori în ce mână are bănuțul și el a trebuit să-și toarne suc, salată și diverse chestii în cap. Deci l-am bătut și aici și o să-l bat și în emisiune, nu doar aici. La finalul date-ului am vrut să mai schimb un pic atmosfera, să distind un pic atmosfera și să fie un pic mai relaxantă. Și m-am gândit eu așa în capul meu, bă, decât să mai mă blameze și să mă certe fata asta, am zis hai să mă joc un pic cu ea, m-am gândit la o provocare, ăsta este bănuțul Buclucaș, care m-a dus numai la belele, m-am gândit așa un pic să îi întorc moneda Georgianei, prin ce? Printr-o simplă joacă indirectă, să se simtă un pic rău, dar s-a văzut că mi-am luat-o eu pe coajă,
Nu știu dacă și-a dat seama sau nu cum ascundeam bănuțul ăsta, dar am vrut așa să-i plătesc moneda, ca și zice. M-am jucat cu moneda să-i plătesc moneda și să-i pun așa un pic de mâncărică în cap, ca să nu mai zică că dacă îi lua mâncare așa, că mă enerva. Deja mă enerva aseră de la discuțiile pe care le-am avut și decât să iau mâncarea, să-i dau un cap și să mă certe toată lumea că sunt o persoană rea, am zis hai să dau indirect printr-o joacă, poate câștig și învărs un pic nervii indirect prin mâncărică se dau. Dar se pare că cine sapă groapa altuia cade el în ea. Na, am pățit-o, probabil o să mă răzbun în casă pentru chestia asta, dacă n-am putut aici, că sunt la restaurant, până la urmă nu pot să fiu un țăran și să arunc cu mâncare în ea, dar probabil în casă când o să mă mai supere o să iau un carton de la de ouă și îl spar pe tot în cap și mă răzbun eu până la urmă, pentru că trebuie să vadă și ea că eu sunt cel real și n-am nimic de ascuns aici, sunt o persoană transparentă.